În piață a fost adus astăzi un nou brad. Copacul de jumătate de metru a fost instalat de membrii organizației de tineret a Partidului Liberal în semn de protest față de scoaterea bradului inițial. Nici noul pom însă nu s-a reținut prea mult în piața Marii Adunări Naționale. Mai multe mesaje plasate în internet anunțau pentru după amiaza zilei de astăzi un flash mob în centrul capitalei. Organizatorii și-au propus să instaleze în fața guvernului un brad în locul celui care a fost mutat. Cu câteva minute înainte, cel puțin 10 mașini ale poliției au descins în piața Marii Adunări Naționale. Locul a fost înconjurat de polițiști care au verificat gențele unora dintre cei veniți în fața guvernului. Cadou de Crăciun. Pentru cine? Pentru cel care a furat brăduțul. Cred că vă dați seama cu toții cine este hoțul. Mesajul nostru este aici și scrie foarte bine cine este el. Să ne punem brad adevărat aici, nu pe data 29, dar pe data care trebuie. Am vrut să spunem că nimeni nu o să ne oprească, că noi să ne bucurăm de un brad, cât de mic n-ar fi el. El nu este simbolic pentru noi. La acțiune a fost prezent și primarul capitalei. Uite, ăsta e brăduțul pentru voi, pentru copii. Atenție, la noapte va fi încercuită piața Marii Adunări Naționale și va avea loc operațiunea bradul numărul 2. La pomul de Crăciun, din spatele Arcului de Triumf, tinerii au ținut un minut de reculegere. Ne-am adunat aici, deja la bradul Westland, care a fost mutat, ca să comemorăm, de fapt, ilegalitatea care a fost făcută. După încheierea acțiunii, bradul a fost scos de muncitori care nu s-au prezentat. Primăria a instalat duminică un pom de Crăciun în fața guvernului, deși executivul revendică această responsabilitate. Persoane necunoscute au mutat însă peste noapte bradul în spatele arcului.